Care sunt problemele și complicațiile cu care se confruntă producătorii de energie regenerabilă de la noi din țară? Propriu zis, sunt rentabilitățile. Alt aspect este ideea asta de a vinde direct furnizorilor de ultimă opțiune. Energia tradițională pe care noi o consumăm, de genul moldavscaia gres, e undeva mai ieftină și respectiv aceste instituții care procură energie, adică pentru a distribui mai departe la consumatori, ei încearcă să economisească și ei respectiv îi cumpără ceea ce e mai ieftin. Acum noi avem niște formule care presupune un preț mai ieftin la energie și credem noi că vom intra chiar și la consumatori casnic. Alt fel de, nu atât probleme cât provocări, sunt de termen mai mult legislativ, pentru că noi suntem într-o perioadă de schimbare. Toți am observat că a apărut și un minister nou, adică, bun, el deja de mână mai este nou, dar are un an de activitate. Reformele în sistemul energetic, apariția pieței libere, pentru că piața liberă presupune o schimbare de modalitate de a fi, de a gândi, de a acționa și totodată racordarea noastră cu legislația Uniunii Europene. Asta sunt noi reguli de joc la care și noi, cei din domeniul privat, trebuie să ne adaptăm. Pe alocul noi suntem înaintea celor ce reprezintă statul, pentru că iarăși sunt necesități de tehnologii pe care statul tot trebuie să le implementeze, de stocare de date, prelucrare de date, pentru că mare parte energie nu doar e despre energie, dar despre date, despre siguranță, echilibrare și respectiv și noi și cei din domeniul privat și statul trebuie să lucrăm în tandem ca să asigurăm confortul celor casnici, celor care consumă, de exemplu, energie pentru domenii de afaceri, ei să nu simtă niciodată efectul că undeva ceva s-a stopat și pe un timp oricare nu au posibilitatea de a avea energie. Tot procesul ăsta este nou, țara noastră trece printr-o perioadă destul de interesantă, respectiv noi suntem în acomodare, statul este în acomodare, dar totodată asta e o acomodare de mișcare, adică e permanentă mișcare și permanent ceva noutăți. Încercăm să ținem pasul pentru că avem un șir lung de proiecte, atât la nivel de reglementare, cât și la nivel de politici, propriu-zis legi, în care ne implicăm și venim și noi cu feedback-ul celălalt din câmp, din domeniul real, cum se spune.